Bună ziua! Continuăm seria de emisiuni a Asociației Profesionale și Organizații Patronale. Astăzi vorbim și prezentăm despre Asociația Professional Women's Network România. Invitatele de astăzi sunt doamna Ilana Botez. Bună ziua, Ileana! Bună ziua, Cezar, și mulțumim pentru invitație! Și Alina Stoian. Bună ziua, Alina! Bună ziua și mulțumim pentru invitația de astăzi! Înainte să intrăm în subiectul emisiunii noastre, am să spun foarte pe scurt despre Ileana Botez. Este președinte al asociației, are deja trei mandate de vicepreședinte și membru în Consiliile de Administrație. Este membră din 2016. Doamna Ileana Botez are o experiență în piața de capital de peste 30 de ani. Are o expertiză de peste 15 ani în guvernanță corporativă și peste 25 de ani în activități de training. Alina Stoian este vicepreședinte, marketing și comunicare. Este la al treilea mandat în cadrul Professional Women's Network România. Este membră de asemenea din 2016. Are o experiență de antreprenor de peste 17 ani în branding și comunicare, atât în branding personal cât și în branding comercial. Are o orientare deosebită către activitățile de responsabilitate socială și civică. Doamna Ileana Botez, vorbim despre Professional Human Network. Când s-a înființat uh, PWN România? Asociația noastră s-a înființat în 2011, deci astăzi putem spune că suntem deja în deceniu 2 de viață. Suntem deja la alt nivel după cei 10 ani de, de funcționare. Suntem parte din PWN Global, care este o asociație care cuprinde peste 30 de. City Networks din Europa, dar deja în ultimii ani s-a extins și în afara Europei, adică în Asia, în, în America Latină. Și sigur, conducerea care este o conducere bicefală din două doamne, fosta noastră președinte, Virginia Oțel, care a fost președinte a Asociației 5 ani, anul trecut a devenit copreședinte al PWN Global. Uh, și cu siguranță uh, noua conducere, inclusiv APW în Global, își dorește uh, să se extindă în cât mai multe orașe, orașe ale lumii, acolo unde sigur sunt doamne care doresc să înființeze astfel de asociații și care militează pentru aceeași misiune comună, respectiv uh, uh, echilibru de gen în ceea ce privește conducerile, atât de la top management, dar mai ales în consilii de administrație. Păi vreau să te întreb care este misiunea organizației, mi-ai răspuns deja, dar am observat că fosta președinte a Professional Women Network în România a devenit președinte la Professional Women Network Global. Este și o recunoaștere a faptului probabil că în România totuși prezența doamnelor în afaceri în general în management și în consiliile de administrație este peste media, de exemplu, din Uniunea Europeană? Dacă privim din perspectiva participării asociației noastre în tot ansamblu asociațiilor din PWN Global, noi n-am remarcat în mod special prin modalitatea de acces în cadrul asociației, deoarece criteriile noastre de acces în asociație, comparativ cu alte, alte City Networks, sunt puțin mai exigente, în sensul că pentru a deveni membru trebuie să ai minim 5 ani în poziții de conducere sau în conducere antreprenorială, în comparație cu alte City Networks, unde, în general, aceste criterii sunt mai puțin exigente. Din punctul acesta de vedere, noi ne-am dezvoltat o serie de programe și cu siguranță că vom vorbi mai multe detalii despre aceasta în continuare, dar este o recunoaștere, în primul rând, a valorilor pe care asociația noastră le promovează, a programelor pe care le desfășurăm și, o să vorbim, sigur că da, de aceste programe și de pilonii asociației, dar și recunoașterea tuturor eforturilor pe care Virginia le-a făcut la nivelul PWN Global, sigur prin, prin prisma prezenței ei în cadrul asociației noastre și pe noi ne onorează foarte mult și suntem foarte mândre că România are o reprezentantă ca și copreședinte al PWN Global. Ca okay. o recunoaștere a activității pe care ați desfășurat-o aici. Aș vrea să te întreb înainte să mergem mai departe, când s-a înființat Professional Women Network global? În 1992 este mama, să spunem, a PWN Global, este Parisul, PWN Paris. Doamnele din Franța, respectiv din Paris, pentru că, Pari, pentru că Franța de fapt are patru city networks. Parisul este însă city network-ul care a generat dezvoltarea acestei asociații și ușor, ușor ele au dezvoltat, după care ușor, ușor au început să se alăture și alte doamne din alte, inclusiv din alte orașe din Franța, dar și din alte orașe din, din Europa și așa s-a dat naștere peste câțiva ani la PWN Pwn global. Alina Stoiană, am să vin acum la tine și am să te întreb cum se reflectă această misiune a organizației în funcționarea în al doilea deceniu de existență. Da, misiunea noastră pe care și Ileana a spus-o mai devreme de a crea acest echilibru de gen în tot ce înseamnă zona de, de conducere se reflectă mai degrabă în România prin a le sprijini și a le susține pe, pe doamnele care își doresc astfel de poziții, prin programele pe care le vom povesti puțin mai târziu, deci le sprijinim să ajungă în astfel de, de poziții de top. Drept pentru care și comunicarea, da, la nivel de comunicare, această misiune este foarte bine conturată. Propunerea noastră și noi propunându-ne de altfel să fim o deschidere cu atât mai mare către doamnele care sunt membre în PW în România. Prin programele pe care le avem, noi trebuie să, să comunicăm foarte bine avantajele pe care ele le primesc, dincolo de a face parte dintr-o rețea da de, de networking în care ele își pot pune bazele foarte concret pentru a le ajuta în cariera lor, pentru că având de la 5 ani în sus ca și nivel de experiență până la doamne care sunt deja în poziții de, de conducere, au o larghețe a uh, plajei cu care pot discuta uh, între, între, noi foarte mare. Dar dincolo de zona aceasta de networking pur, networkingul acela curat pe care îl facem, nu neapărat un networking orientat către business direct, pentru că nu este asta uh, misiunea noastră, venim uh, în completare cu acest Programe pe care, prin pilonul pe care eu îl păstoresc de comunicare, încercăm să le facem cât mai vizibile. Deci, toți pilonii pe care noi îi avem. Sunt extrem de de vizibili, atât în ceea ce înseamnă interiorul comunității noastre, pe paginile noastre de social media, pe care îmi permit să le îndrum pe Doamne să le urmărească, pentru că vorbim foarte multe lucruri relevante pentru ele pe, pe aceste platforme, pe de-o parte, dar pe de altă parte, am extins tot ce înseamnă parteneriatele media și apariția noastră în tot ce înseamnă media națională. Ne oprindu-ne. Aici recunosc că așa cum facem parte dintr-o rețea globală și misiunea mea pe bucata de comunicare va fi să ne extindem rezultatele și reușitele PWN România și către celelalte city networks, ceea ce presupune și o apariție în media de acolo. Am început, dacă vrei să, să recunosc, am început cumva o colaborare din punct de vedere al comunicării cu tot ce înseamnă PWN Global. Arătându-le, pe de altă parte, prin ceea ce noi facem pe, pe zona aceasta, arătându-le și un set de bune practici, cum ar trebui o asociație profesională să se um, exteriorizeze, să zic așa, din punct de vedere al comunicării, în așa fel încât uh, cei doi. Clienți, cei interni, adică membrele noastre, și cei externi, partenerii și viitorii parteneri, să se simtă într-o comuniune, în așa fel încât să-și dea seama că aici este locul în care ei se dezvoltă și cresc împreună. Asta este cumva scopul meu ca și om de comunicare, să creez plaja și platforma către ambele canale de, de comunicare, să se unească și să facă, să facă treabă bună împreună. Alina, să mai rămân un pic la tine, da. notasem un pic mai devreme o idee pe care ai prezentat-o, și anume, sprijinim doamnele care doresc să acceadă în poziții de top. Uh, și mi-am notat această idee uh, în dorința mea de a întreba cum anume faceți chestiunea asta, parțial se pare că mi-ai răspuns, e vorba de branding personal, da? O afișare uh, cât mai... Uh... Da, și da. asta, și asta, dar uh, noi ca și asociație, nu a, scopul nostru nu este uh, să le învățăm să facă branding personal decât în cadrul programelor pe care chiar le dezvoltăm și care uh, au avut uh, și au uh, chiar un program recent care s-a încheiat de care va spune Ileana imediat, uh, a avut și această componentă de brand personal. Este adevărat. Uh, noi le ajutăm pe de-o parte să, pe, uh, să înțeleagă efectiv ce presupune. Tot parcursul acesta, drept pentru care o să povestim puțin mai târziu ce înseamnă și schimbarea noastră de paradigmă vis-a-vis -vis de Doamnele care intră la noi în, în comunitate. Deci, da, este vorba și de, de branding personal, dar este, de fapt, din punctul meu de vedere, ca și om de comunicare în această asociație, este să le creez platforma. Și asta presupune mai multe și, dacă vrei, povesti mai târziu da, ce da. presupune concret din punctul acesta de vedere, ajutorul nostru și suportul, sprijinul nostru către ele, pe ce tipuri de canale le putem ajuta să se facă vizibile, până la urmă, da, fiind și noi un sprijin extrem de acerb în dezvoltarea imaginilor reputaționale, că, de fapt, asta Despre înseamnă asta da. da și am reținut că preocuparea ta este și pentru o prezență uh, cât mai activă în media cu misiunea organizației, egalitatea de gen. Aș vrea să te întreb uh, cum a primit media mesajul vostru? Uh, l am îmbrățișat cu mult entuziasm? Uh, ai găsit și indiferență, ai găsit opoziție. Um, dacă poți să ne spui câte da, ceva din. Pot, nu, mă gândeam, mă gândeam să spun, pentru că e o vorbă care mie îmi place foarte, foarte tare și pe care eu o propovăduiesc așa în cursurile pe care le fac de obicei și le zic și doamnelor de la noi din asociație, povestea vinde. Povestea vinde dacă este adevărată și autentică. Povestea Pidabăle în România este adevărată și autentică. Noi nu ne dezicem deloc de la misiunea noastră, drept pentru care asta se reflectă în relația cu media, din punctul meu de vedere, foarte ușor. Nu am întâmpinat greutăți și reticențe. Bine, poate și pentru că dacă mă dai afară pe geam, intru pe ușă și invers, depinde cum vrei să te Te întâlnești și cu indiferență, poate sau sau te ai și cu situații de entuziasm adică... Entuziasm, da indiferență nu într-un grad mai mare decât cel obișnuit în cazul în care apar, știi cum e în, în presă în special, dacă apar subiecte care ard atunci pe moment, se întâmplă ceva, iar noi am început o dezvoltare mai mai concentrată, culmea în anii de pandemie și în, anii, în anul acesta care știm cum este, nu e treaba noastră să povestim acum, dar asta înseamnă semna de fapt o greutate, să zic așa, în, în de pe anumite medii uh, și mass media, dar nu pentru că indiferența lor era vis-a-vis -vis de subiectul nostru și pentru că asta era conjunctura, Dar altfel recunosc că ori de câte ori uh, se deschide ușa sau încercăm să deschidem ușa, vorbesc acum strict pe zona mea de, de comunicare și de relație cu media, să le povestim uh, celor care poate încă nu au aflat de comunitatea noastră, nu a existat vreodată să zică cineva altceva decât wow, nu știam că faceți asta. Da, asta este un lucru foarte bun. Te-am întrebat despre acest aspect, pentru că de curând am avut o serie de dezbateri uh, despre opozițiile pe care doamnele le întâlnesc în uh, cariera lor profesională și una dintre opoziții venea nu neapărat din reglementări sau cadrul legislativ, cât uh, din mediul cultural. Asta, da. Și uh, una dintre concluzii a fost uh, că mediul cultural, uh, mediul social din România, este unul dintre cele mai favorabile pentru dezvoltarea doamnelor. Adică am găsit exemple uh, Franța, Statele Unite, cu mentalități și atitudini mai puțin favorabile decât sunt în România pentru acest fenomen. Dar nu asta este obiectul discuției noastre de astăzi. Am să mă întorc la Ileana Botez și am să te întreb, Ileana, ce programe dezvoltă Asociația? Înainte de asta, vreau să spun că asociația noastră numără în momentul de față în jur de 200 de membre premium, care au toate drepturile de a participa la toate evenimentele asociației, pentru că, de fapt, comunitatea extinsă numără peste 600 de membre, care au acces la anumite tipuri de informații pe care le regăsesc pe platforma noastră uh, și le invit sigur, invit toate doamnele care sunt curioase, mai ales după ce vom povesti mai mult despre ceea ce înseamnă PW în România, despre programele pe care le facem, uh, le invit să se uită pe pagina noastră de site și să ne urmărească pe social media și sigur aici Alina uh, are un aport extrem de important pentru că uh, cum spunea și ea și vreau să subliniez și eu, anul acesta uh, am devenit puțin mai Yeah. Eu aș pune puțin mai agresive în sensul pozitiv, pentru că asociația noastră a realizat foarte multe lucruri frumoase pentru comunitate, și nu numai pentru că la evenimentele noastre pot participa și non-membre, dar în toți anii aceștia, cei 10 ani, a realizat niște lucruri extraordinare și pentru că suntem deja în decenul 2, cred că trebuie să trecem la alt nivel. Și tot ce am realizat să, să promovăm, astfel încât să ajung toate aceste lucruri către cât mai multe persoane. Acum, înainte, da, te rog. să mergem mai departe. Dacă tot ai vorbit un pic despre membrii asociației, am reținut un număr impresionant, 600 de. Da, este comunitatea membri. extinsă, este da. O, da, da. Este o comunitate mare, din câte știu eu, raportat la comunitățile de networking care funcționează bine în spațiul românesc. Vreau să te întreb dacă Membrii voștri sunt cu predilecție din anumite domenii, arii de activitate, pentru că discuțiile astea au mai fost, sunt domenii care au o preferință pentru rețelele de networking și sunt domenii care sunt mai puțin prezente uneori în acest tip de activități. Și vreau să întreb dacă și la voi ați observat că există anumite domenii care au. O deschidere mai mare pentru participarea la uh, activitățile asociației? În primul rând, aș vrea să spun că noi nu suntem o asociație predilectă pentru networking. Networking este rezultatul interacțiunii dintre cele 200 de membre premium și 600 în comunitatea extinsă. Deci nu ne-am propus de la bun început, el este o rezultantă a tuturor programelor pe care noi le organizăm și le dezvoltăm pe cei trei piloni și aici vreau să ajung să vorbesc puțin despre cei trei piloni ai noștri, care funcționează încă de când asociația s-a creat și care sunt în general întâlniți și în celelalte 30 de city networks. Ce am sesizat este faptul că din cei trei piloni, respectiv antreprenoriat și vorbim de o treime din membrele asociației, sunt antreprenoare, iar restul, în general, provin din mediul corporativ, să spunem, societar. Sigur că sunt și persoane fizice autorizate, freelanceri, adică sunt persoane care lucrează în societăți naționale, în societăți listate, în societăți de audit, de asigurări, deci sunt din toate domeniile, apropo de domenii de activitate, acoperim cred eu, cam toate domeniile importante care pot funcționa într-o într economie în general și aceasta face și și atractivitatea, crește atractivitatea asociației prin prisma faptului că este mai ușor să poți să comunici între membre care sunt în aceeași asociație, să poți să găsești sprijin în interior, pentru că mai ușor te adresezi unei colege membre din, din asociație care are anumite competențe pe anumite zone, decât sigur dacă dorești să cauți lucrurile acestea în afară. De fapt, noi încercăm să dezvoltăm cât mai mult relațiile Dintre, dintre membrele comunității și, cum o să vorbească puțin mai târziu, Alina, în ceea ce ne propunem noi pentru viitor este să venim mai mult în sprijinul doamnelor din comunitate. Acum, întorcându-mă la cei trei piloni, vorbim de antreprenoriat, care se regăsește în toate City Networks-urile din PWN Global, vorbim de mentorat, care este cel mai dezvoltat pilon. Primul program de mentorat în asociația noastră a a fost pornit în 2013, deci este cel mai vechi, cel mai cu tradiția cea mai veche din, din asociație. Suntem deja la ediția nouă, pe care o închidem, de fapt am închis-o deja la sfârșitul iunie. Programele noastre încep în octombrie și se termină la sfârșitul iunie, deci pe parcursul celor 9 luni dezvoltăm aceste programe. Apoi avem femei în Consiliul de Administrație, este cel de-al treilea pilon al asociației, care, din păcate, cel puțin ce am sesizat în ultimii ani în cadrul PWN Global, nu se mai regăsește. În foarte multe asociații. Pe de-o parte, am pus și pe seama faptului că, din perspectiva legislației care încurajează prezența doamnelor în, în poziții de top management și de consilii de administrație, într-o serie de țări dezvoltate din Uniunea Europeană, deja există legislație și probabil că au considerat că, în cadrul acestei asociații, n-ar mai fi nevoie de un astfel de pilon. Sigur că necesită și foarte mult efort pentru că programele care se dezvoltă și vă voi spune câteva cuvinte despre fiecare pentru a da. avea o imagine generală a ceea ce facem. Întorcându-mă la antreprenoriat, antreprenoriatul a dezvoltat primul program, se numește Trusa pentru antreprenoare la început de drum în 2014, deci terminăm ediția 8 -a mentorat în 2013, cum am spus, iar femei în Consiliul de Administrație am lansat ca premieră la nivel național, pentru că în 2016, mai 2016, când am lansat acest prim program dedicat femeilor în Consiliul de Administrație, din ceea ce știam la momentul respectiv, nu exista un alt fel de program în România. Deci, din punctul nostru de vedere, este un pionierat pe care, pe care noi l-am pornit la momentul respectiv. Acum am încheiat ediția a treia a acestui program. Ce este important de menționat este că în 2021, deci în anul 10 de viață, am dat drumul și la programul de mentorat pentru femeile în Consilii de Administrație care vine ca o completare la programul de training care era la ediția a treia. Una peste alta aceste programe adună în jur de 200 de persoane participante la aceste trei programe, 200 de persoane care sunt din, din cadrul asociației, de asemenea peste peste 50 de guest speaker și de speaker, de trainer care participă în toate aceste programe. Pilonul de mentorat a venit anul acesta și el cu o noutate, se numește eveniment tip group mentoring care dă posibilitatea doamnelor Mentii care participă în programul de mentorat să uh, fie uh, prezente într-o serie de evenimente lunare pe diverse teme, teme de foarte mare interes și cum spunea și Alina puțin mai devreme, sigur că, că atunci când n-am putut să organizăm evenimente fizice pentru că din anul 2020 undeva, sigur, când a trebuit să rămânem acasă, toate evenimentele noastre au trebuit să se desfășoare online și ne-am adatat destul de repede, chiar țin minte că antreprenoriatul a avut niște evenimente online chiar înainte 2019. să da, chiar înainte de 2020. Colega noastră Ioana Arența a fost VP pe antreprenoriat, a avut această idee de a încerca să organizeze și a organiza, cum spunea, din toamna al 2019 primele seminarii online pe pilonul de antreprenoriat. Sigur că în perioada 2020-2022, de când am putut să începem să deja să ne întâlnim fizic, toate evenimentele evenimentele noastre pe toți cei trei piloni s-au desfășurat online acum ușor-ușor am început să revenim deja la evenimentele evenimentele fizice toate doamnele sunt, au fost nerăbdătoare să se revadă după o perioadă atât de lungă mai ales că avem și membre noi care uh, nu le știau pe cele deja existente și uh, de a fost de foarte... Exact, online, exact da? și de multe ori interacțiunea online nu este ca în viața reală și se uitau se priveau și după aceea își dădeau seama că se cunosc de fapt de fapt din online. Deci, sigur, este extraordinar să putem să ne vedem în mod fizic. Deci, cei trei piloni, una peste alta, au adus, au crescut de la an la an. Anul acesta pentru femeile în Consiliul de Administrație deja am organizat ca un program care a avut parte de susținea de interviuri pentru a intra în program. Am avut 23 de participante care au plătit și o mică taxă cu guest speaker și speaker, 29 de guest speaker și de speaker. În general, persoane care sunt membri în consilii, sunt membre sau membri în consilii de administrație. Ce este demn de remarcat este că, în general, guest speakerii și speakerii sunt atât doamne cât și domni din domenii diverse din economie. Iar la programul de mentorat avem, au fost 14 perechi, dintre care 6 domni și 8 doamne au fost mentori. Sigur, mentii doar, doar doamne membre în asociație. Deci ne bucurăm că am ajuns aici, ne bucurăm că din toamnă pornim din nou la drum și cu un nou program pentru ambele, pentru ambele activități și desigur programul 10 mentorat, programul 9 antreprenoriat și așa mai departe. Ileana, vreau să întreb câteva detalii. Programul rog. de mentorat. Am reținut uh, organizarea de evenimente uh, cu speaker. Uh, programul de mentorat cuprinde și sesiuni de mentorat uh, efective. Da, da, programul da? de mentorat. De fapt, asta înseamnă atât la uh, mentoratul mentorat, cât și la femei în Consiliul de Administrație. Înseamnă uh, domni și doamne mentori. Care își alocă pe parcursul unei luni, cel puțin o oră și jumătate, două, cu doamnele care le-au fost, nu neapărat alocate, pentru că este un întreg proces de matching uh, între mentii și mentori, adică mentii s-au întâlnit cu mentorii online de data aceasta, cu cei care au putut participa la sesiunea respectivă, ținând cont de CV-ul lor și fiecare ce caută. Mentorul caută un anumit tip de mentii. mentiu dorește un anumit tip da, de mentor dintr-o anumită activitate da, exact. Niște chiterii, exact, da? sunt opțiuni care se fac de către mentii, nu una singură ci mai multe și după aceea mentorul își alege mentiu în funcție de opțiuni, bineînțeles. Aș vrea să te întreb câteva detalii și despre programul de antreprenoriat, am reținut Instrumente pentru doamne antreprenori la început de drum. Da, trusa pentru antreprenoare la început de drum, așa se numește. Așa se numește, programul. Se numește frumos și sugestiv. Ce conține acest program? Adică. Deci, în general, primele, primele șapte ediții au însemnat între 10 și 14 seminarii cu doamne până în 15 persoane, în general Seminar au participat specialități, da? pe specialități pe care le considerăm absolut necesare de să de fie pentru... cunoscute de către o antreprenoare care fie dorește să-și construie, să-și deschidă un, să-și învințeze de un, business. un business sau este într-un anumit moment de dezvoltare al business respectiv și a simțit nevoia să afle mai multe lucruri. Plus, că știm foarte bine, legislația se schimbă, abordările se schimbă și atunci este normal Mediuri să poți exact este normal să uh, vrei să fii uh, la curent cu tot ceea ce înseamnă noutăți pornind de la construirea unui buget, uh, fiscalitate, uh, branding, uh, comunicare, uh, promovare, resurse umane. Uh, resurse umane, sigur că da, uh, partea de uh, partea legislativă, cadrul legal. Uh, deci sunt o serie de aspecte extrem de importante pe care fiecare antreprenor Trebuie să uh, cunoască acel top 10-15 probleme pe fiecare în parte. Deci, cam asta înseamnă. Uh, diferența uh, trusei în anul acesta a fost că am avut mai puține, mai puține seminare uh, unde am invitat, de fapt, am schimbat puțin abordarea, am invitat persoane care sunt atât antreprenori cu experiență. Din diverse domenii de activitate, și guest speaker, de asemenea, care au povestit pe domeniile lor de activitate experiența pe care au avut-o în cei 15, 20, chiar 30 de ani. A fost cineva care uh, avea deja 30 de ani în experiență de antreprenoriat, uh, tocmai în ideea ca persoanele care participă să-și culeagă toate informațiile necesare în acest sens. Mi-aș dori și eu foarte mult să particip, mai ales că ai specificat că o persoană avea chiar peste 30 de ani de experiență în antreprenoriat și dacă o să am ocazia, la 32 de ani de experiență în antreprenoriat, am și o câteva povești în desagă pe care mi-ar face plăcere să le împărtășesc cu membrii voștri. Dar, revenind la Professional Human Network, Alina, vreau să te întreb... Cum se concretizează aceste programe în comunicarea cu membrii și cu mediul extern uh, al asociației? Da, îți mulțumesc de întrebare. Este o întrebare care îmi permite să spun ceva înainte de, de asta și de ce s-au schimbat atât de multe lucruri în al 11-lea an în care noi am pornit. Uh, acest, uh, această schimbare cumva de uh, Direcție și până la urmă și de mindset al fiecăruia dintre noi ca și membri și asta se reflectă în tot ceea ce noi facem, vine și datorită unei abordări strategice diferite. Noi am lucrat încă de anul trecut la o nouă strategie, a ceea ce înseamnă în România, pe care am început să o concretizăm și să o implementăm odată cu noul board care a fost ales în, în aprilie anul acesta. Această nouă strategie a presupus într-adevăr o orientare cu atât mai profundă față de membrele noastre. Nu înseamnă că până acum nu făceam asta, dar acum am găsit poate mai multe pârghii prin care noi să le putem sprijini ca ele să ajungă acolo unde, unde își doresc pe de-o parte, pe de altă parte ne-am concentrat eforturile acestea de, de strategie în a crea, să spun, acel exemplu de pionierat pe care noi îl avem de atâta timp, inclusiv în ceea ce presupune leadership empatic și agil. Știu că sunt niște termeni pe care toată lumea da îi folosește, îi folosește da. dar trebuie să-i și... Știi? walk să the talk, adică să noi... Și da. Conținut, da? noi chiar facem, din... prin puterea exemplului, până la urmă leadership-ul este despre puterea exemplului dincolo de orice altceva, un lider nu este un lider dacă el se auto-intitulează lider, drept pentru care noi asta încercăm să insuflăm membrelor noastre. Ca să putem face acest lucru, facem toate programele pe care Ileana l a precizat mai devreme, și uh, mai mult decât atât, le, le oferim această uh, posibilitate de, de a se expune efectiv în, uh, în fața celorlalți, în așa fel încât ele... Membrii sau... non-membrii, non -membri, comun... comunitatea în ansamblu, da? comunitatea noastră, de ce nu și în alte comunități, în, în media și o să revin imediat. Un alt punct foarte important ni s-a părut nouă, noua strategie, chiar dacă a fost cumva schimbarea de paradigmă vis-a-vis -vis de, de membre. De pulul de membre. De ce zic asta? Pentru că noi, într-adevăr, avem ca main target zona aceasta de plus 5 ani, exact ce zicea Ileana mai devreme. Dar ne-am dat seama că noi trebuie să creăm un ciclu perfect și complet, de fapt. Ca să creăm un ciclu perfect și complet, presupuneți să faci un cerc. Nu? Și atunci, cercul nostru începe și am început deja demersuri și discuții. Cu mediul academic, de exemplu, ca noi să aducem în, în prima fază de dezvoltare a unei cariere, să înceapă cumva din zona aceasta academică. Aș îndrăzni să spun că ne vom duce la un moment dat și către liceu, chiar dacă nu vor face ceva concret, măcar să ia contact cu ce presupune un, un parcurs de carieră, dar ne vom duce pe mediul academic, da, universitar și postuniversitar, ca noi de acolo să primim primii, să, să le spunem, membri aspiranți Aspirant, da, da. pe care să-i ajutăm să facă acei. Cinci ani să nu fie doar de experiență de timp, ci să fie de expertiză realmente. Și atunci intră în comunitatea noastră, într-o formulă foarte simplă, dacă ne întrepe pe noi, să dea înapoi timp. Da? Devin voluntari în programele noastre, pentru că nu poți învăța mai, mai simplu și mai ușor decât făcând. De efectiv, da. Noi le implicăm, le vom implica, așa că aceasta, domnișoarelor, doamnelor, care sunteți acolo în mediul academic și încă sunteți pe băncile școlii, să știți că este foarte ușor să intrați la noi, să învățați, pentru că noi avem această deschidere să învățăm tinerii să facă pașii corecți în, în cariera lor. Deci am deschis, practic, am, am lărgit orizontul. După aceea ne vom orienta și atenția către Posibile viitoare membre care nu îndeplinesc cei 5 ani plus de management sau de antreprenoriat. Da. La fel, uh, la, cu o altă abordare, cu alte uh, topicuri pentru ele, dar să le ajutăm la fel și pe ele să facă mai ușor acea expertiză pe care uh, noi punem atât de mult preț, da? pentru că vreau să subliniez că experiența e una, expertiza e alta și noi vrem să le ajutăm să capete expertiză mai repede. Și atunci avem după aceea acest pool major și majoritar de, de 5 ani plus pe care vrem să le trecem mai departe, că așa vom închide cercul și Ileana chiar spunea că așa cum ele au început să dea interviu să intre în Women on Boards Academy, da, în programele de training și de mentorat pentru acest pilon, noi vom încerca să le ajutăm să fie vizibile în fața companiilor listate, private și așa mai departe, Um... care au nevoie de doamne în Consilii de Administrație. Deci, noi le vom, vom face uh, pasul ăsta către ele. Bineînțeles, nu este o garanție că ele vor uh, ajunge acolo, dar noi vom, vom face lobby pentru ele și vom fi acolo cu ele uh, până când se închide, practic, acest cerc, pentru că le așteptăm înapoi în comunitatea noastră să dea și ele înapoi fetelor care sunt în, uh, în școală și așa mai departe. Deci, în forma asta, noi închidem, închidem cercul. Revenind la, la întrebarea ta, din punct de vedere al uh, vizibilității lor, că dincolo de toate skillurile pe care ele le învață, dacă aceste skilluri și uh, noul lor prag de dezvoltare, nu, în carieră mă refer, nu este recunoscut și văzut de fapt de ceilalți, nu le ajută să avanseze în carieră și vor stagna. da, Și atunci, aceast, aceste uși deschise ale noastre către uh, a le face vizibile pe Doamne, noi am mai făcut lucrurile acestea, dar acum, uh, probabil că pe uh, acțiuni uh, dispersate, acum le concentrăm pe toate uh, către, către ele, uh, drept pentru care, din, uh, din prisma comunicării, venim către ele și uh, le oferim posibilitatea să se prezinte nu doar în comunitatea noastră pentru că pot spune că asta o fac în um, evenimentele de în networking de ta, da. și așa mai departe dar le dăm uh, scena și microfonul, ca să spun așa uh, deci pe de-o parte uh, au posibilitatea și o să primească informările astea de la noi concret cu ce pot face dar este foarte important să treacă și să spargă bariera aia mentală de eu nu mă prezint că Cine vrea să știe despre mine, noi facem asta și le invităm să facă asta pentru că este foarte important ca lumea să știe experiența lor, domeniile în care ele sunt bune, până și pasiunile lor, pentru că este important totul face parte din această imagine reputațională de care ele au nevoie. Și atunci facem această posibilitate pentru ele să se prezinte. Atât pe paginile, deci ziceam în comunitatea asta înseamnă prin newsletterul nostru pe care îl distribuim către comunitate extinsă de 600 de persoane, dar și pe paginile de social media, unde comunitatea noastră de urmăritori este de peste 12.000 în, în Facebook și cred că peste 2500 în, în LinkedIn, o rețea, de, o rețea profesională care la noi funcționează foarte bine, deci avem. Cei care ne urmăresc nu ne urmăresc, și atât sunt și activi. Ceea ce înseamnă că ele, dacă reușesc să ne lase, să le ajutăm, să zic așa, prin a le deschide aceste uși, va fi foarte important și pentru ele. Și bineînțeles că, dincolo, dincolo de asta, avem pregătite pentru ele, inclusiv prin parteneriatele media pe care le tot dezvoltăm și această scenă, da, deci nu doar cea a comunității noastre, ci acolo unde noi putem să le facilităm apariția în presa largă, o facem cu mare cu mare drag pentru ele pentru că Altfel nu devii puternic decât împreună. Și mai mult decât atât, o să zic aici, și dacă vrei, dezvoltăm mai târziu pe canalele noastre de social media ca un element iarăși de, de noutate pentru membre și aș putea zice chiar de pionierat în PWN Global și cred că și în alte asociații din România. Am creat o serie de interviuri live, care este de fapt o emisiune online în care am stabilit deja cadrul de vizibilitate, să spun așa, pentru ele, astfel încât din toamnă se deschide mușile. PIDA Brand Live Talks se numește emisiunea pe care eu o moderez pentru în România și am muncit aproape Două sezoane, ca din sezonul 3 să deschidem ușile și către membrele care vor fi invitate în emisiune. Am făcut asta până acum cu invitați extrem, de extrem de vizibili și de importanți, ca să putem să creăm vizibilitate, în așa fel încât ele, când vor veni ca membre, să-și prezinte fie business-ul, dacă sunt antreprenoare, fie uh, experiența pe care o au în diferite domenii în, în companii, să aibă deja uh, vizibilitatea creată. Deci, am făcut asta și vom deschide inclusiv ușa aceasta pentru ele. Da, am reținut din ce ai spus tu, mai întâi, la modul foarte general, că oferiți membrilor scena și microfonul. Și chiar vreau să te întreb concret ce instrumente puneți la dispoziție. Dar în prezentarea ta, foarte cuprinzătoare așa, am reținut dincolo de canalul media, parteneriatele media, și această emisiune despre care vreau să te întreb, o difuzați online da. pe canalele voastre, da? Despre parteneria media, vreau să profit că ești aici prezentă în emisiune și să te întreb dacă nu pune la dispoziție și canalele Revista Patronatului Român în diverse formate pentru membrii Professional Women Network. Ați auzit, doamnelor, am rezolvat încă un parteneriat pentru voi. Îți mulțumim, Cezar? Da. da. Mulțumesc. Gând pentru... la gând, da. 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 Pentru că avem uh, o serie de emisiuni, de formate, uh, unele, de exemplu, Lexicon de Afaceri. Prezentări foarte scurte la obiect a experienței, a expertizei profesionale, de fapt, a înțelegerii a anumitor instrumente. Avem Life Beyond Business, mi-a plăcut foarte frumos că ai subliniat că, dincolo de profesie și afacere, sunt niște oameni cu viața lor. Iar acum, se pare că contează din ce în ce mai mult o balanță corectă între da. viața personală și viața profesională cu implicații în evoluții de business. Avem prezentări de business storytelling, deci funcție de preferințele și particularitățile fiecărui membru, avem o gamă destul de variată Mulțumesc De scenă și de microfon Voi introduce în strategie și acest punct El este ca la nivel general Dar acum am și instrumente concrete Deci trecem în planul tactic Așa că îl voi include acolo Eu sunt om de strategie Deci mie îmi place să folosesc aceste tactici pentru membre îmbinăm format de emisiune Cu format de prezentare de oportunități Da, este foarte bine, da Ileana Botez, revin la tine, am văzut proiectul vostru, Muzeul Femeilor Remarcabile. Ce poți să ne spui despre acest proiect? Da, este un proiect, este proiectul nostru de suflet al asociației, este un proiect ca toată activitatea pe care o desfășurăm de voluntariat. Credem noi că și aici este un proiect de pionierat, pentru că în acest, în acest proiect, Muzeul femeilor remarcabile, sunt implicate peste 80 de persoane, dintre care peste 50, sunt doamne care și-au dăruit din timpul lor și priceperea lor, chiar dacă nu sunt persoane care să spunem. Au scris până atunci profile de uh, doamne remarcabile, pentru că termenul de remarcabile vine în primul rând din zona uh, doamnelor care fac parte din acest, uh, din acest muzeu digital. Este un muzeu digital în această primă formă, o platformă care va permite uh, tuturor să acceseze informații despre uh, doamne din România care au făcut pionierat și s-au remarcat. În domeniile lor de activitate. Uh... Ne dorim, pentru că proiectul sigur l-am demarat în 2018, în vara lui 2018, s-a lucrat foarte mult, este un profil, conține mai multe, mai multe, informații de la un filmuleț de 3 minute care este subtitrat în, pe lângă limba română, subtitrat în alte 4 limbi, la lansare vor fi, va fi doar în engleză, dar vor mai fi și alte 3 limbi care în viitor, după lansare Sigur, proiectul este un proiect care se va dezvolta continuu. Ne dorim să pornim acest proiect cu 40 de profiluri. Un, un astfel de profil, spuneam, pe lângă un filmuleț, este un profil extins, scris. Sunt fotografii, sunt multe lucruri informative și credem noi că, spuneam, este un proiect de pionierat. Ne bucurăm că aducem în lumina reflectoarelor doamne despre care probabil mulți nu cunosc ce realizări au avut nu numai la nivel național ci la nivel european și chiar mondial pentru că vorbim de doamne care au fost primul doctor în, în drept care este la nivel mondial, prima femeie care a absolvit Universitatea Sorbonne. Și de genul acesta. Deci vorbim de Doamne care s-au făcut remarcate în domeniile lor de, de activitate și scopul nostru este ca acestea să fie un model în mod special pentru tinerele generații. Să fie mândri toți tinerii fac fac parte din această țară, să fie mândri de tot ceea ce au realizat predecesoarele, predecesoarele lor cu siguranță că vom fi foarte mândri în momentul în care vom reuși să lansăm acest, acest, proiect. Sigur că cei doi ani de pandemie, pentru că toate doamnele implicate, ca toată lumea, au fost mai mult sau mai puțin afectate de viața pe care a să, la care a trebuit să ne adaptăm și proiectul a avut o viteză puțin mai înceată, nu mai mergea în viteza a treia sau a patra, a trebuit să ne ducem spre viteza a sau a doua, da. dar acum odată ce am revenit ușor, ușor la o viață, spunem noi, spre normalitate am reluat cu forțe proaspete și cu gânduri pozitive să lansăm cât putem de, de repede acest proiect. Cu siguranță că va fi o surpriză pentru foarte, foarte multă lume, dar cum am spus, doamnele acestea vor fi un model pentru, pentru tânăra generație.